Știre electorală de promovare. Sportul înseamnă viață, iar cultura și diversitatea te îndeamnă să o trăiești. Este de principiu Flavius Mateoi, candidatul AUR pentru funcția de primar al orașului Călan, iar strategia AUR în aceste domenii este simplă, dar va fi eficientă pentru că este modernă și se bazează pe o abordare progresistă a acestor domenii, mai spune candidatul Flavius Mateoi. AUR dorește reabilitarea bazei sportive a orașului Călan, diversificarea ofertei de infrastructură dedicată sportului, prin amenajarea de skateparcuri, pereți de escaladă, teren de minigolf, terenuri de antrenament pentru diverse sporturi, pistă de karting, amfiteatru în aer liber, zonă de agrement cu dotări caracteristice, reabilitarea stadionului propriu-zis și oferirea oportunității de folosire a bazei și a dotărilor sale către orice club sau asociație sportivă din Călan și nu numai, în condiții financiare negociate și bine stabilite. AUR va facilita funcționarea sălii de sport orășenești pe lângă destinația ei inițială ca o sală polivalentă. Expoziții și târguri diverse, acțiuni și activități culturale și de divertisment poate ține parțial locul casei de cultură până la reabilitarea completă a acesteia, pentru că AUR va definitiva reabilitarea casei de cultură din Călan și va dota spațiile pentru activități, inclusiv sala de spectacole. AUR va susține organizarea unor evenimente simbol și a brandurilor și tradițiilor locale, călușarii, tradiții și etnografie în sate, obiceiuri unicat, artele contemporane, emergente, acțiunile culturale de nișă și cultura urbană. AUR Călan va facilita organizarea de evenimente culturale și festivaluri în locații diverse și ad hoc și de asemenea dorește realizarea unui muzeu tematic al Călanului, menționează Flavius Mateoi, precizând că nicio investiție importantă, niciun proiect de dezvoltare din Călan nu vor mai fi făcute fără consultarea prealabilă a cetățenilor.